Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă întâlnire virtuală. Astăzi vom discuta despre luna august 2020 din perspectiva astrologică. Dacă luna iulie a fost una mai ușoară din punct de vedere al aspectelor astrale, luna august este cea care dă startul următoarei perioade, următoarelor 3-4 luni, august, septembrie, octombrie, care vor fi luni de foc, luni foarte intense, cu foarte multe evenimente, cu foarte multe influențe care au foarte mare putere și care vor genera tot felul de evenimente și situații interesante. Și o să le trecem în revistă în perioada, în acest videoclip. Practic, acum vom discuta despre fenomenele astrologice ale lunii august, vom discuta despre retrogradări, despre lună nouă, lună plină, despre aspectele importante în conjuncția Marte-Lună neagră și cuadratura cu Saturn și Pluto. Și vom vedea cum aceste aspecte se reflectă în harta României, în harta Statelor Unite și alte hărți importante. Și să trecem la treabă. Înainte de a intra în detaliile acestei analize, vă invit să accesați site-ul ascelaspica.ro dacă doriți să învățați astrologie, dacă doriți să vă aprofundați cunoștințele astrologie. Noi vă oferim o serie de cursuri atât pentru începători cât și avansați și există 60 și ceva de ateliere de astrologie care conțin foarte, foarte multe informații legate de astrologie. Și să revenim la treburile noastre. Luna august ne oferă o singură schimbare de direcție a planetelor. Avem Uranus, care va retrograda la 10 grade Taur. El va fi retrograd începând cu 15 august și până pe 31 decembrie 2020. Practic, în Revelionul, anul acesta, putem sărbători și revenirea lui Uranus la mers direct. Uranus va retrograda de la 10 grade Taur la 6 grade Taur. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există o perioadă foarte intensă pentru cei care au planete la intervalul 6-10 în semne fixe. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător. Cei care au planete în acest interval 6-10 grade, semne fixe, vor avea parte de tot felul de surprize, tot felul de schimbări bruște de direcție, noi oportunități, noi lucruri. E ca și cum viața se manifestă în viață, în lumea lor, într-un mod care îi va surprinde. Oricât de mult vei încerca să planifici, oricât de mult vei încerca să controlezi lucrurile, nu vei avea nicio șansă. Iar ideea atunci când ești influențat de un astfel de tranzit al Uranus este bine să lași lucrurile să curgă, să nu încerci să controlezi, să îți dorești tu să împingi pe anumită direcție. Trebuie să accepți orice schimbare, orice lucru care vine, pentru că în sine nu este negativ, deși aparent pot fi negative, dar pur și simplu este un mod în care Universul te duce pe o direcție potrivită pentru tine. Cu cât tu ești mai departe de drumul tău, de direcția bună pentru tine, cu atât vei simți mai dur acest tranzit, această influență al lui Uranus. Deci cei care au planete sau alte elemente ascendent la 6-10 Taur, Scorpion, Leu sau Vărsător, trebuie să fie mult mai atenți în această perioadă 15 august-31 decembrie. Pe urmă, mai avem o serie de treceri rapide. Vedem că Mercur are viteză destul de mare. El la 5 august intră în semnul Leului, 20 august părăsește Leul, intră în Fecioară, unde stă până pe 5 septembrie. Deci luna august, Mercur trece repede prin Leu și cam jumătate din semnul Fecioare. Acest lucru va fi resimțit de cei care anul acesta sunt guvernat de planeta Mercur. Pentru a vedea dacă ești guvernat de planeta Mercur sau care planeta care te guvernează anul acesta, pur și simplu poți accesa articolul Puterea Ascendentului, partea 8-a, link-ul găsiți în descrierea acestui video, iar aici puteți identifica care este planeta care vă guvernează în acest ciclu aniversar. Și astfel vă puteți da seama
ok, cum vă influențează. Practic, dacă ești guvernat de planeta Mercur în acest an aniversar al tău, înseamnă că vei resimți toate aceste treceri. Practic, în perioada 5 august-20 august, această energie a leului va deveni mult mai importantă în viața ta și tu vei avea o tendință de a te manifesta într-un mod mult mai strălucitor, mult mai, să zicem, orgolios. Da? La fel, când va intra în fecioară, se schimbă ușor starea ta și modul în care percepi lucrurile. La fel, Venus, în data de 7 august, va intra în semnul racului, iar în 6 septembrie în cel al leului. La fel, dacă tu ești guvernat în acest an de planeta Venus, înseamnă că din 7 august starea ta interioară și modul percepției va cunoaște o ușoară modificare și va fi infuzată de această energie a racului. Soarele va intra în semnul fecioare pe 22 august, iar Vesta în 11 august intră în semnul leului. Alte schimbări notabile nu există în această perioadă. Momentele de lunație. Avem o lună nouă pe 19 august la 26 leu și o lună plină la 3 august pe 11 vărsător. Astea sunt cele două momente de lună nouă, lună plină. Și avem luna nouă pe 19 august la 26 leu și este într-un aspect cu trigon cu nodul sud și un aspect de inconjuncție cu Saturn și un trigon de la Marte. În traducere, această lună nouă ar fi favorabilă pentru a schimba anumite, să zicem, tabieturi, anumite obișnuințe, pentru că această inconjuncție de la Saturn și cuadratura pe care Saturn primește la Marte e ca și cum dă putere foarte mare noului să-ți schimbe anumite rutine, anumit mod de a face anumite lucruri, chestiile care sunt înrădăcinate. Da, e o perioadă foarte bună, începând cu 19 august și până următoarea lună, 9 în septembrie, să vă concentrați pe ideea asta de a schimba ceea ce este vechi, ceea ce este, să zicem, învechit în viața voastră sau acele rutine care există de foarte mult timp și probabil ați și uitat de ce le mai faceți. Luna plină este pe 3 august, la 11 vărsător, cu luna la 11 vărsător, soarele la 11 leu. Este o lună plină în cuadratură cu Uranus. Practic, această perioadă început de august va fi destul de haotică, pentru că luna plină în vărsător, în cuadratură cu Uranus, aduce foarte multă instabilitate, evenimente neprevăzute, lucruri care pot schimba brusc direcția. Dacă ai planete care intră în aspect cu 11 grade vărsător, 11 grade leu, vei resimți din ce în ce mai puternic această influență. Dacă dorești să vezi exact ce activează în harta natală aceste momente de lună nouă, lună plină, îți recomand să intri în aplicația Astrosfaturi, ascela.ro Astrosfaturi, linkul găsiți în descrierea acestui video, iar aici la faze lunare pur și simplu veți putea găsi informații legate de momente lună nouă și lună plină. Ce avem 3 august, această lună plină, ce sector activează, ce planete activează în harta natală. Și practic vă puteți obține niște informații particularizate legate de propria dumneavoastră hartă. Deci cam aceasta ar fi trecerea în revistă a principalilor, să zicem, momente astrale din perioada august 2020, fără aspectele majore, doar schimbări de semn, retrogradări și momente de lună nouă, lună plină. Și acum să trecem la partea cu adevărat interesantă, aspectele principale ale acestei perioade. Și toate aceste aspecte se leagă foarte mult de trecerea lui Marte în Berbec, între 28 iunie și 6 ianuarie 2021. Marte în Berbec va fi retrograd între 9 septembrie și 13 noiembrie 2020. Iar în această retrogradare, el va face o serie de aspecte foarte puternice. Conjuncție cu Luna Neagră, quadratură cu Pluto, quadratură cu Saturn. Despre trecerea lui Marte în Berbec și care ar fi semnificația, am scris un articol, te invit să-l citești, găsești link-ul adăugat în descrierea acestui video, tu pentru ce lupți în viața ta.
Practic e un articol în care puteți citi câteva idei principale legate de această influență a lui Martin Berbeck la nivel personal. Totodată și în Astrosfaturi există un raport pentru clienții premium, Martin Berbeck, în toată perioada 28 iunie 6 ianuarie, în care sunt identificate toate aspectele principale. Noi acum ne vom concentra foarte mult pe aceste aspecte și în special pe cele din perioada august. Și vom începe cu această conjuncție Marte-Luna Neagră, Lilith, care va avea loc pe 10 august 2020 la 21 de grade Berbeck. Ea va fi urmată pe 13 august de Marte quadratură Pluto și la 25 august de Marte quadratură Saturn. Și avem o succesiune de trans de aspecte foarte, foarte puternice. Datorită faptului că Marte este retrograd, aceste aspecte vor avea loc de 3 ori în perioada următoare. Marte conjunct Lilith va avea loc, cum spuneam, pe 10 august, pe 23 septembrie cu Marte retrograd, la 26 Berbeck, și pe 29 ianuarie, ultima conjuncție, la 11 grade Taur. Marte quadratură Pluto-Saturn, la fel de 3 ori, pe 13 august cu Pluto, 9 octombrie Marte retrograd, tot cu Pluto, și 23 decembrie ultimă. Marte-Saturn, 25 august, 30 septembrie, 13 ianuarie. Deci vedem că avem această perioadă începând cu 10 august, deci cu luna august și finalizând practic cu octombrie, noiembrie, când au ultimul aspect pe Marte retrograd. Iar lucrurile se vor închide, acest ciclu se va închide definitiv în ianuarie, când va avea loc ultima conjuncție Marte-Luna Neagră. Deci avem următoarele luni foarte, foarte intense, pentru că aceste aspecte, pentru cei care cunosc astrologie, spun foarte multe lucruri. Ele generează o serie de schimbări foarte, foarte puternice. Anul 2020 este unul, deja îl știm, știm ceea ce trăim acum, perioada care trăim, și avem aceste conjuncții Saturn, Pluto, Jupiter, Pluto, foarte, foarte intense din Capricorn, practic Jupiter, Saturn, Pluto, iar Marte în Berbec și retrograd vine să pună paie pe foc. Practic el va dinamita toată această, să zicem, secvență de evenimente care a avut loc în primăvară. De exemplu, conjuncția Marte-Saturn și Marte-Pluto a avut loc în luna martie. Iar acum această quadratură vine să, practic, să activeze, să reactiveze acea perioadă din luna martie, în care știm toți cu coronavirusul, cu situația pe glob. Discutăm puțin de Marte Lilith. Marte Lilith este un aspect luna neagră foarte, foarte puternic. Și dacă ne uităm aici, Marte Lilith la 21 Berbeck. Este harta conjuncției perfecte pentru București-România. La nivel personal, această conjuncție generează foarte multă putere, pentru că luna neagră este ca un punct care captează energie, amplifică atât de mult încât practic generează o chestie de, să zicem, de obsesie la un moment dat. Și, practic, conjuncția cu Marte nu face decât să pună un focus foarte mare pe ideea de acțiune. Marte în Berbec, oricum, are o natură de a porni la atac, acum imediat, de nerăbdare. Iar luna neagră amplifică toată această energie și generează o forță extraordinară. Partea pozitivă este că poți folosi această forță pentru a face ceva util, constructiv în viața ta, a rupe anumite conexiuni, anumite legături, a elimina din viața ta ceea ce nu este util, ceea ce te împiedică, ceea ce te blochează. Dar ea prezintă în același timp și o serie de pericole. Pericole foarte mari, pentru că pentru cei care, să zicem, au un indice de agresivitate nativ ridicat, această conjuncție Marte-Pluto îi poate împinge către reacții extrem de dure, extrem de agresive, extrem de bruște. Practic, Marte-Lilith, în quadratură cu Saturn-Pluto-Jupiter, va
da frâul liber manifestării unor acțiuni extrem de agresive. Și vedem ce se întâmplă în toată lumea, mai ales în Statele Unite, în care există acele revolte, există acea luptă, lupte de stradă, cu foarte, foarte puternice. Și ele cumva se vor accentua în această perioadă, începând cu luna august, septembrie și mai ales octombrie, ele se vor accentua și vor fi din ce în ce mai puternice. Practic, luna neagră, Marte, îți dă foarte multă putere tot ce înseamnă reacții agresive acum și dă o capacitate de a lupta. Dacă este direcționată pozitiv, cum spuneam, se pot face lucruri extraordinare. Altfel, se pot face lucruri extrem de destructive. Totodată, Marte, luna neagră, a pune accentul foarte mult pe eu, pe individualizare, pe manifestarea, să zicem, fără a te manifesta, fără a ține cont de ceilalți. Și o să vedem, la nivel global vorbind, oameni care sunt în poziții cheie, care vor avea o tendință de a acționa independent de capul lor, fără a ține cont de lege, de ordine, de ierarhie, de ceilalți din jur. Pur și simplu ei vor dori să se manifeste, să afirme, să capete o putere mult mai mare. Toată această quadratură Lună-Marte, Lilith și pe de altă parte cu Saturn, Pluto, Jupiter, o văd ca un conflict între generații. Pentru că aici, în energia berbecului, avem, să zicem, pe cei tineri, cei generația nouă, și aici avem generația veche. Și practic este o luptă care anticipează următoarea conjuncție între Jupiter și Saturn la zero vărsător. Și aș vedea din punct de vedere social, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, ne aflăm într-un punct de răscruce în care este un schimb de generații. Și nu un schimb normal de generații care are loc, să zicem, la 10-20 de ani, ci pur și simplu este un schimb, să zicem, o schimbare de direcție profundă între cele două, între generații, ca și cum între nou și vechi există un hău foarte mare, există diferență foarte mare. Modul în care se face politica, modul în care se gestionează economia, modul în care se fac afaceri, toate aspectele vieții. Și practic acum este un moment foarte dur, un moment de revoluții în care nou luptă cu vechiul pentru a lua din putere. Da. Doar că această putere care trebuie luată de la tot ce înseamnă plutocrație, de la cei care au putere acum, de generațiile vechi, generațiile bătrâne și care cumva controlează foarte mult din, să zicem, ce se întâmplă pe glob, nu se poate realiza decât într-o formă agresivă, prin luptă. Practic asta ne indică aceste aspecte, în sensul în care nu există dialog. Pentru că Priap, punct opus Lilith, și care indică, să zicem, o frică foarte mare, se află în balanță. Deci, cumva, există o teamă de a negocia, de a ajunge la un consens. Și vedem peste tot în lume, nimeni nu caută să negocieze, nu caută să ajungă la un numitor comun. Toți vor să acționeze, toți vor să facă ceva. Partea asta de dialog, de să zicem, care a existat mai ales în ultimii 20 de ani datorită conjuncției Jupiter-Saturn din balanță, acum dispare. Și acum este perioada în care se acționează într-un mod foarte, foarte dur. Și acum haideți să vedem cum se reflectă această, să zicem, acest aspect, această conjuncție quadratură, practic quadratură între Berbec și Capricorn în hărțile României și a Statelor Unite și a Europei. Să vedem exact cam ce activează. Și începem cu harta României. Aici avem o secundă să reglez. Deci harta României și trecem pe 10 august 2020. Și avem aici această conjuncție Marte-Luna Neagră în casa a doua și în quadratură cu Saturn-Pluto din casa a 12. Și mă gândeam că această
Ceea ce trăim noi acum în ultimul an de zile, cu acest Jupiter, Pluto, Saturn în casa 12-a, este de fapt o creștere foarte mare a corupției. Da. Și dacă am citit, sunt niște statistici care arată că de când a început criza asta cu coronavirusul, în România corupția practic a crescut foarte, foarte mult. Da. Și practic această combinație Saturn-Pluto-Jupiter în casa 12 ne arată, să zicem, toată putreziciunea sistemului politic românesc. Practic este o suminare a statului de drept, pierderii de încredere a populației în tot ce înseamnă stat, în tot ce înseamnă guvern. Iar acest lucru creează un spațiu foarte mare pentru tot felul de interpretări, tot felul de scenarii, tot felul de povești, tot felul de lucruri care nu fac bine. Da. Și acest lucru se întâmplă datorită sistemului nostru politic, care acum cu acest Saturn, Pluto, Jupiter își atinge, să zicem, maximul de imbecilitate, incapacitate și nivelul maxim de corupție. Lucrurile cumva vor începe să, dacă ne uităm pe termen mai lung, vor începe să se modifice treptat, treptat. Prima dată când Jupiter va trece peste ascendent în primăvara anului următor, da, practic o ieșire din casa 12-a și anumite lucruri vor deveni mult mai clare, mult mai vizibile, iar pe urmă, odată cu trecerea lui Saturn, prin primăvara al 2022, Saturn peste ascendent, care și el va face lumină în ceea ce s-a întâmplat acum. Da? Deci cumva adevărul vis-a-vis de această perioadă sau practic reconstrucția și refacerea sistemului politic, de aici pleacă totul, se va face treptat, odată în primăvara anului următor și pe urmă peste încă un an vor începe să se schimbe ușor, ușor lucruri. Până atunci ne aflăm într-o etapă în care tot ce înseamnă casa 12-a, lucruri ascunse, tot ce înseamnă lucruri oculte, cu ghilimele în sensul cu tot ceea ce nu e invizibil, prinde putere, tot ce înseamnă corupție. Vedem discuțiile care au la noi cu tot ce înseamnă partea asta de spitalizare forțată, care ține de casa 12, ce înseamnă izolare, închidere, spitalizare, și vedem aceste abuzuri, Saturn, Pluto, Jupiter. În ce sens abuzuri? Am văzut că CCR-ul a invalidat acea legea carantinei. E practic, din ce am înțeles eu, este că modul în care a fost implementată nu a fost corectă, nu a fost constituțională. Nu neapărat ideea de carantină este greșită. Da? Și vedem acest Jupiter, Saturn, Pluto, un abuz de putere în casa 12-a. Lucrurile nu se fac așa cum ar trebui. Da? Și e un indicator al, să zicem, corupției. Iar dacă revenim acum la 10 august și ne uităm la Marte, luna neagră în casa a doua, practic aici avem o luptă legată de partea asta de bani, de resurse. Da, e o luptă pentru ciolan. Da, cu Marte, Pluto, și aș vedea cumva la nivel politic, cred că există un conflict între, cum văd eu, între, ok, ce facem acum? Vrem să mai rămânem la putere și peste un an, 2, 3, 4 sau vrem să tragem un tun acum? Practic, la nivelul societății noastre, lupta este dată între, ok, vrem să rămânem la putere pe termen lung sau vrem doar acum să tragem un tun? Și cred că se vor face foarte multe, să zicem, abuzuri din punct de vedere, să zicem, economic, financiar, foarte mulți bani care vor fi clar sifonați. Da. Vedem că această conjuncție Marte-Luna Neagră, în momentul conjuncției Mercur se află fix peste acest Neptun, deci foarte multe, să zicem, informații, foarte multe lucruri care pur și simplu să fum, da? Pur și simplu nu au o bază reală, nu au o chestie foarte, foarte clară. Și vedem că în harta României toate aceste quadratură între Berbec și Capricorn în următoarele luni va avea loc pe această axă 2-12, care este o axă în primul rând legată de bani, de finanțe, de resurse, da? Și va fi o luptă foarte intensă din acest punct de vedere și cred că din punct de vedere economic
va fi destul de greu. Vor fi destul de multe probleme, pentru că, poate nu pe moment, dar efectele deciziilor care se iau acum, și nu trebuie să fii mare specialist, mare astrolog, să-ți dai seama că lucrurile n-au cum să evolueze în bine. Da. Și vedem că totul pleacă de la acest sistem politic extrem de corupt și la fel extrem de incapabil. Da. Pentru că părerea mea personală este că ei, chiar dacă ar vrea să facă un lucru bun, nu știu cum să-l facă. Nu au, nu-i duc, nu sunt. Sunt practic, e o foarte multă, să zicem, incapacitate, foarte multă incompetență. Da. Și aceste tranzite indică acest lucru. Practic, aceste planete în Capricorn creează mari probleme, pentru că duc la partea asta de un fel de autodistrugere. Ceea ce România are din plin cu această lună în Scorpion, în casa 8, tendința asta de a-ți fura singur căciulă, dar o tendință destul de autodistructivă. Deci un potențial nativ care este foarte mult amplificat. Totodată observăm că luna neagră se află în opoziție cu luna neagră natală, ceea ce amplifică acest aspect, da, și creează, să zicem, un aspect care un T care generează foarte, foarte multă putere. Practic, toată această energie, luna neagră Marte, e o energie cu care noi nu suntem obișnuiți, nu suntem familiari. Luna neagră în balanță în casa 8 și cu luna în Scorpion, tot în casa 8, aș spune că pentru noi suntem mult mai obișnuiți să ne centrăm pe resursele altului, capra vecinului, da? Și mai puțin pe chestii care țin de noi, noi să facem, noi să construim. Și partea pozitivă este că această lună neagră și cu Marte aici, sub o formă sau alta, va genera un val, un curent în care cumva noi să fim mult mai centrați pe propriile resurse, pe propriile capacități. Dincolo de toată energia, să zicem, negativă ce derivă din sistemul ăsta politic, cred că vor apare foarte multe oportunități din punct de vedere economic, al business-ului, al afacerilor. Și cred că vor apare o serie de noi afaceri, noi business-uri, noi domenii, noi antreprenori, care vor pune accentul mai mult pe, să zicem, producție, pe chestii care să genereze, să zicem, un profit personal, da? Adică cumva să se folosească mai bine resursele locale, banii de care dispunem și orice altă formă de resursă, și să nu ne mai uităm atât în ograda celuilalt. Da? Doar că acest curent, care spun eu, va fi foarte, să zicem, greu de văzut și efectele vom vedea poate peste câțiva ani. Da? Pentru că în momentul de față, să zicem, energiile negative sunt mult mai vizibile și mult mai clare, mult mai directe. Hai să ne uităm în altă hartă și să alegem, de exemplu, harta guvernului Orban, care a fost investit la 4 noiembrie 2019, ora 19:25, București. Și vedem că în harta guvernului Orban, avem tot 10 august, conjuncția lună-lună neagră este în opoziție cu lună neagră Marte, în opoziție cu Martele natal. Deci cumva guvernul Orban a ajuns la un punct important, punct critic, practic Marte face această opoziție și îl forțează să acționeze, e ca și cum e momentul în care trebuie să dea dovadă de o capacitatea de a decide și de a acționa cu acest Marte în berbec aici. Iar guvernul Orban cu Marte în balanță ne arată că modul de acțiune, de a face lucrurile, este unul care ține cont foarte mult de ceilalți. Și vedem că acest Marte este aprins cuadratura Marte-Pluto. Deci, cumva, puterea de acțiune a guvernului este foarte mult coruptă de acest Pluto în casa 8, de interese financiare, de cei care au putere. Da? Iar acum, practic, este un test de a acționa. Da? E nevoie de a acționa mult mai ferm cu acest Marte și lună neagră în berbec, într-un mod mult mai clar. Totodată avem nodurile care revin peste ascendent-descendent. Asta înseamnă un moment important, luna august, din punct de vedere al guvernului, care, sub o formă sau alta, va trebui să ia niște decizii importante.
poate fi cu escaladarea, să zicem, a infectărilor cu coronavirus, pot fi alte probleme economice. Deci un moment cheie în existența acestui guvern, da, de a lua anumite decizii foarte, foarte importante în această perioadă. Dacă le va lua în mod corect sau nu, aici ține de modul în care acționează ei. Da. Practic, ce ne arată acest nod-sud, ne arată faptul că, ok, ești în punctul în care trebuie să iei niște decizii importante. Poți sau nu, ține de tine. Ești capabil sau nu să iei acele decizii sau nu, ține pur și simplu de alegerile tale. Și vedem că Saturn retrogradează la 27 Capricorn, se duce în conjuncție cu ascendentul. Eu aș spune că s-ar putea să fie luna august un moment critic pentru acest guvern. Mai ales cumva Saturn în conjunct cu ascendentul cumva duce la o chestie de restructurare a guvernului și s-ar putea să vedem o remaniere a guvernului în acest moment, da? Pur și simplu a modului în care este structurat și s-ar putea ca anumiți miniștri să plece și să vină alții noi. Asta nu înseamnă automat că va fi mai bine sau mai rău. Trebuie văzut exact cum se implementează și ce oameni vin. Dar este o perioadă foarte, o lună foarte importantă, o lună critică pentru guvernul Orban. Bun, ne-am uitat la România. Haideți să ne uităm să vedem Statele Unite. Statele Unite folosesc harta de la 4 iulie 1776, ora 17 și 10, Philadelphia. Este o hartă care am mai lucrat, am mai studiat-o și cred că funcționează destul de bine. Și ce avem aici? Avem un Saturn, Pluto, peste Pluto natal și în opoziție cu Mercur. Practic această axă Mercur, această opoziție Mercur-Pluto din harta natală este acum activată de această cvadratură și de Marte și de Luna Neagră. Și această opoziție Mercur-Pluto este una foarte intensă, foarte puternică și vedem că, practic, aceste aspecte descriu foarte clar radicalizarea care are loc în societatea americană, care oricum este pe un fond nativ. Mercur opoziție cu Pluto este ori alb, ori negru, da? Și mă refer la culoarea pielii, da? Ori la bal, ori la spital. Nu există cale de mijloc. Da? Și să zicem, un curent de gândire care merge la extrem, totul sau nimic. Ori suntem numărul 1, ori la revedere. Și indică o capacitate de autodistrugere fantastică, ceea ce se întâmplă acum. Iar Saturn, Pluto și cu Jupiter și cu Marte, Luna Neagră, vin să testeze această opoziție. Da? Cum gestionează ei în întreaga această situație. Vedem că e pe o axă a 2-8, axă financiară, da? Cu numărul de șomeri, cu situația economică. Și cred că, să zicem, lucrurile vor exploda cât de curând în Statele Unite din punct de vedere economic și mai ales partea asta de bursă care până acum și-a revenit și a crescut într-un mod care nu are nicio logică, niciun sens, nu mai este corelată cu realitatea economică. Și cred că să zicem, acest Marte, care el va retrograda și va retrogradare va face cuadratură la Mercur-Pluto, va duce o corecție din punct de vedere bursier, economic, financiar. Practic, lucrurile vor ieși la suprafață așa cum sunt ele. Marte și cu Luna Neagră sunt peste Chiron, din harta natală a Statelor Unite, Chiron în casa a patra. Este ca și cum scoate la iveală o serie de traume, o serie de probleme, o serie de răni care cu greu pot fi vindecate. Cu greu pot fi vindecate. Sunt niște lucruri care vedem cu toate aceste lupte rasiale, cu toate aceste conflicte interne. Practic sunt niște răni foarte adânci să zicem, în conștiința americanilor. Deci vedem că la ei lucrurile, așa cum le vedem astrologic, se evidențiază foarte clar. Și practic cel mai puternic e activată această conjuncție, opoziție Mercur-Pluto, da? Și duce la această radicalizare a curentelor de opinie. Și se creează astfel doar două tabere care nu știu decât să se lupte una cu cealaltă.
Dacă ne uităm pe urmă la inaugurarea lui Donald Trump ca și președinte, 20 ianuarie 2017, ora 12, Washington. Această hartă reflectă, să zicem, președinția lui Donald Trump. Vedem că Saturn mai ales este fix peste fundul cerului, cu Marte și cu Luna Neagră peste Uran și în quadratură. Deci, din nou, vedem că este cumva toată puterea și toată, să zicem, respectabilitatea lui Donald Trump ca și președinte este pusă sub semnul întrebării. Da. Și reflectă foarte clar opoziția pe care o întâmpină și toate, să zicem, atacurile. Că sunt justificate sau nu, nu sunt în măsură să spun. Ce pot să spun din punct de vedere astrologic este că puterea pe care are Donald Trump este limitată și va fi din ce în ce mai mult limitată. Iar Luna Neagră cu Marte, fix peste Uranus, poate să aducă tot felul de schimbări bruște, tot felul de situații total neprevăzute. Da? Pentru că acest Uranus face o quadratură cu mijlocul cerului și cu fundul cerului, chiar dacă mai largă această quadratură. Deci, cumva, în următoarele luni, vorbim și august, dar și următoarele luni, ne putem aștepta la o serie de schimbări foarte importante și mai ales că avem alegeri pentru prezidențiale și lucrurile sunt destul de dificile pentru Donald Trump. Adică la cum arată această hartă, aș vedea că șansele lui să prindă un nou mandat sunt destul de slabe. Doar că încă nu am studiat în mod, să zicem, direct acest, dacă va fi reales sau nu, ci doar uitându-mă la această hartă. Mergem mai departe, să vedem ce se mai întâmplă cu Uniunea Europeană. Folosesc harta din 57, 25 martie 57, 18:30 Roma. Și vedem aici că această quadratură are loc pe axa 7-4, nu atinge nimic în mod special, da? Nu activează, cum am văzut în hărțile Statelor Unite, ceva în mod special, ceea ce înseamnă că cumva Europa va fi puțin mai ferită de această quadratură cu Marte retrograd și Jupiter, Saturn, Pluto. Da? Nu total ferită, dar el, cumva focusul va fi mai mult pe Statele Unite. Avem aici un Chiron retrograd peste Mercur și casa 7-a. Aici aș spune foarte mult că e momentul în care pentru Uniunea Europeană de a-și revizui relațiile de cooperare interne și mă refer la ultimul acord care a fost semnat privind sprijinul financiar, privind revenirea după această criză a coronavirusului, a COVID-19. Și cred că Chiron peste Mercur și descendent indică această dificultate în a redefini anumite relații, în a se repoziționa în cadrul Uniunii Europene, în cadrul, să zicem, structurilor sale. Dacă ne uităm următoarea conjuncție Jupiter-Saturn, care va avea loc în următoarele luni, va fi fix peste, foarte aproape de luna natală, ceea ce înseamnă că va aduce o nouă, să zicem, un nou restart. Da, pentru Uniunea Europeană. Și eu sunt destul de optimist în ceea ce privește UE, să zicem, în următorii 10-20 de ani, cred că va avea un restart foarte, foarte puternic și, am zis, sunt destul de optimist vis-a-vis de evoluția ei. Pe urmă, dacă ne mai uităm, ce mai avem? Mai avem NATO și haideți să vedem aici. La NATO, Marte, Luna Neagră, peste Soare și axa nodurilor și cu Jupiter, Saturn aici. Ei, pentru NATO, cred că toată această perioadă va fi un test, va fi o perioadă mai dificilă și vedem că există o serie de schimbări în ceea ce privește strategia NATO cu întărirea flancului estic cu Rusia, da, și
cred că vor fi foarte multe provocări din această perspectivă. Da? Pentru că această lună, lună neagră în casa a 8-a, da? Tot felul de incidente, tot felul de situații, o regândire a tot ce înseamnă partea asta de sprijin, implicare financiară, da? Pentru că ai nevoie de bani ca să susții o astfel de alianță și vedem că Statele Unite își reconsideră poziția în cadrul NATO. Și cu toate aceste planete în Capricorn, practic, e o redefinire a identității NATO. Da, ok, care e scopul și ce se dorește de la ea. Și vedem că toate aceste planete Capricorn fac o inconjuncție cu Luna și cu mijlocul Cerului. Deci, cumva, clar, o repoziționare, o regândire a întregii alianțe. Da, și nu va fi o chestie foarte ușor de făcut, pentru că există tot felul de provocări, tot felul de situații dificile. Cam acesta ce vreau să vă povestesc despre această perioadă, luna august. Aici am scos toate aspectele care au loc în luna august. Vedem că sunt foarte multe aspecte rapide, eu am evidențiat cele importante, restul sunt aspecte care durează o zi, două și nu au un impact foarte mare la nivel global. Deci luna august marchează începutul acestei mini-perioade până în, a zice, ianuarie, dar mai ales august, septembrie, octombrie vor fi foarte, foarte intense și cumva va fi o accelerare în evoluția evenimentelor, iar această accelerare va fi cu foarte multă energie, foarte tensionată și cu foarte multă agresivitate, o nevoie de individualizare la acest Marte cu luna neagră, de nevoie de acțiune, de a căpăta cât mai multă putere și nu va fi o perioadă, să zicem, foarte, foarte ușoară. Dar, ca orice perioadă aparent de haos, va oferi o serie de oportunități. Practic, trebuie să privim această perioadă ca o etapă de reașezare și o perioadă în care, din punctul meu de vedere, capitalismul pe care îl cunoaștem, capitalismul oligarhic, în care bogăția este concentrată în mâinile unora, este pe moarte și se va schimba. Nu înseamnă că lucrurile vor fi wow, egalitate, fraternitate, etc. Nu, doar că se schimbă anumite modele politice, anumite modele economice, lumea se schimbă foarte rapid și toată această schimbare nu poate fi făcută ușor, da? Pentru că cei care au acum puterea nu renunță ușor la ea și luptă până la capăt pentru a o ține. Doar că schimbarea e inevitabilă și părerea mea că cumva o nouă clasă politică, o nouă ideologie, o nouă direcție și economică va apare în anii următori. Cam atât pentru acum. Vă urez un august liniștit, să fiți sănătoși și să stați departe de belele. O zi bună!